Se împlinesc 6 ani de la violențele declanșate în ziua de 10 august la protestul organizat în Piața Victoriei. Atunci, peste 100.000 de oameni au cerut într-un glas demisia guvernului condus de Viorica Dăncilă. La acea dată, românii au fost nemulțumiți de implicarea guvernării în justiție și de prezența lui Liviu Dragnea la conducerea Camerei Deputaților. Protestul pașnic a degenerat rapid, iar jandarmii au intervenit în forță pentru a împrăștia manifestanții din piață. Dosarul deschis chiar a doua zi după incidente bate încă pasul pe loc, iar vinovații ar putea scăpa basma curată. Și discutăm pe această temă cu Marian Ceaușescu, este în legătură, nu în legătură directă, este în legătură directă cu noi în platou, pentru că e în legătură directă din Piața Victoriei, vine de acolo, de la protestul organizat Piața acolo. Piața Victoriei, care din păcate sunt foarte puțini oameni, așa s-a întâmplat și cu dosarul Revoluției, când trec ani, oamenii parcă se lasă înfrânți. Dar acest dosar 10 august va avea soarta, cred, acelor două dosare, Revoluție și Mineriadă. Pentru că dosarul a trecut de camera eliminară, dar pe fondul cauzei, care a respins contestațiile inculpaților, dar culmea că numai o parte, esențialii vinovați, nu sunt cea care a fost prim-ministru Dăncilă, ministru de interne care îi avea în, să zic, subordine, jandarmeria, poliția, care a intervenit și poliția. Culmea culmilor, nu văd niciun polițist de rang înalt în acest dosar. Pentru ca să nu uităm când au fost bătuți niște turiști, au fost dați jos dintr-un taxiu. Da. Doamna prefect, care a dat ordinul scris pentru intervenție. Nu. Dosarul a ajuns la acum Curtea de Apel Militară pe contestație, dar, din păcate, faptele sunt cam prescrise. Adică nu vor fi condamnări cu executare. Deloc. Cum de altfel... Vor fi condamnări deloc dacă se prescriu. Nu vor fi deloc. Cum altfel justiția ne-a obișnuit. Dintre 100 de dosare, 80% sau 80 de dosare sunt cu suspendare. 10 sunt, încetează latura penală și pleacă acasă, fără să răspundă, dar avem oameni gazați, copii gazați, adică avem, sunt victime, dar culmea cum este în această... Încearcă Nivea Sun Protection Moisture cu 5% glicerină pură pentru o piele hidratată. Țară, nu există vinovați. Da. Cum a fost în 89? Avem victime? Avem, dar nu avem vinovați. 13-15 iunie. Avem victime, dar nu avem vinovați. Pentru că o mai zic încă o dată. Parchetul General Secția Militară a avut și acest dosar, care din păcate este avocatul inculpaților. Mie, după cum am citit dosarul în care sunt parte, este praf. Este praf. Praf. Este praf făcut cu intenție, credeți dumneavoastră? Cum este și dosarul Mineriadei, Revoluției, praf. Deci acești magistrați, parchetul militar, sunt apărătorii inculpați. Bine, ar trebui să avem o dovadă, să credem că lucrurile acestea stau așa, pentru dovadă. Că dacă ar, da, dacă ar sta așa, dacă ar sta așa, domnule Ceaușescu, înseamnă că nu mai există justiție în România. Justiție nu mai dacă avem e, cum spuneți, de înseamnă ani că... de zile. România, justiția României este la, vă spun, cheremul borfașilor, cheremul inculpaților. Pentru că, uitați un lucru, deci această instituție încalcă articolul 8
cod procedură penală care spune vinovatul trebuie ca să răspundă în fața legii. Ce vinovați răspund? Oamenii simpli, nu cei cu funcții, nu cei cu grad. Ăștia nu vor răspunde niciodată. Și acum să zic o chestie, singura diferență în acești ani este că nu mai am, cât aveam atunci 50 de ani, am acum 56 de ani și am albit. Că și nu în se schimb, schimbă justiția nimic, rămâne la fel. Pentru că în această justiție, cine vrea implementarea răspunderii magistratului? Cine vrea? Nimeni. De ce? Pentru că judecătorii greșesc unii cu da sau alții nu. Dar un singur lucru trebuie ca să spun că un judecător, Ciprian Ghiță, a avut curajul ca să întoarcă dosarul, ca să, aia ce a zis, desființează hotărârea parchetului militar, adică clasarea dosarului, și returnează pentru continuarea anchetei penale și retrimeterea pe tribunal. Deci, doar că e posibil să fie prea târziu. Este. Uh-huh. Pentru că infracțiunile de care ei sunt acuzați sunt prescrise. Pentru că în această țară ar trebui mărite pedepsele pentru să nu existe nici termen.